Vă salut, băieți, și bine v-am găsit la un nou clip de Minduro Carpathians. Eu sunt Taker. Înainte ca acest clip să înceapă, fraților, vreau să vă anunț că mai este doar o zi din ziua de prezentări free. Mă găsiți pe Instagram, RavenKapară. Și în clipul de azi vreau să vă urez o vizionare cât mai plăcută, fraților. Fiți cu mine până la capăt, pentru că am un nou proiect de item pe care vreau să-l fac. După cum vedeți, avem 117 ON de investit. Am investit în alchimie până acum. În cufere am investit foarte mult, dar niciodată nu am investit în eșarfe. Așadar, hai să investim într-o eșarfă bună. Vreau să îmi schimb aici 3 ON în Yang. Am găsit o eșarfă Chou. Ne uităm aici costume. Eșarfe Chou avansată. Deci 55 de ON este cea mai rară eșarfă, fraților. Am luat-o până la urmă. Și vreau să iau eșarfe normale, cred că o să încep prima oară cu 8, deci cu 8 eșarfe. Aș vrea să o fac de 25% și să-i bag un arc cianit pe ea sau un beta plus 9 cu daune, dublu semi, bineînțeles. O să ne uităm, mamă, dar sunt multe pe la 3 oni, ok, o să le luăm pe astea la 3 oni aici. Iar și o să le lăsăm pe astea până la 3 oni 20. Doamne ajută, fraților, să avem ceva noroc. Ok, deci vreau să vă arăt și noua armură pe care mi-am luat-o. Pum, atac fulger. A, uite, pe aici pumnalul rulant. Vreau să punem toate astea frumos așa. Suntem bine rău de tot. Mi-am pus brățara din nou la 6-7, cea cu 10-15. Până la urmă nu vrea să intre bonusul ăla, dar eu sper să fie un atac sau ceva magie sau semi. Să vedem acum ce va urma. Armura asta, ok. Hai să punem și nelul XP pe noi, chiar dacă nu ne ajută. Am promutat pe cineva cu un on și asta e bărțara pe care mi-a dat-o drept garanție. Ok, ce mai putem să aruncăm de aici? Permisul ăsta nu se poate negocia. Uite, hai să-i dăm aici la store pet-urile astea nesi, pentru că nu este niciun tip bun. Bucațele astea de gheață, hai să le aruncăm. Le cumpărasem pentru cineva, pentru un membru pe live. Bun, fraților, hai să vedem acum. Deci, am pus bărțara la 6-7, după cum am zis, 10-15 pe magie. Mai e una singură la 37 de oni. O să vă arăt și pe shop ce mai am. Uite, că am făcut 60 caca. După cum știți, mai am și rubinul ăsta strălucitor de plus. Mai am mai la alchimie aici, la legendare și la ce nu cred că mai am. Nu, deci strălucitorul. Bine, de fapt nu e de plus, e foarte bun, dar na. Hai mă să vedem, poate facem și noi o eșarfă 25%, cred că aș fi cel mai norocos să... Hai să verificăm și baba, dacă tot am adus vorba de noroc. Cred că aș fi cel mai norocos player de pe Metin 2 Euro. Deja unii oricum mă numesc cel mai norocos player de pe Metin 2 Euro. Pentru că niciodată nu am ieșit pe minus la alchimie grav și nu știu de ce lumea crede asta, na? Dar uite, ceva noroc o să avem azi. Ia uite mă să vedem și cât de frumoasă e. Deci foarte, foarte frumoasă e eșarfa asta Chou. Bine, și eșarfa mea e foarte bună. Dublu semi, cred, cu daune și pătrundere. Dar aș vrea o eșarfă Chou de 25%. Haideți să vedem. N-a ieșuat odată, ok. A doua iarăși a ieșuat. Ok, a mers de 23, bun. 23, haide măi. 23, haide mă cu 25 ăla. 23, haide mă. Deci 23 a vrut doar. Și ar face eu de 23. Aș putea să mai încerc cu încă câteva. Aș putea să mai încerc cu încă câteva. Cred că asta o să facem. O să mai încercăm puțin. Hai să vedem. Costume, eșarfe. Mamă, dar s-au cam scumpit. Uite, astea sunt de 19 deja. Deci asta e de 19 la 3.20, cea mai ieftină de pe piață. Câte să iau, fraților? Cred că o să iau 10. Deci cred că o să iau 10 eșarfe. Și cu astea 10 eșarfe aș cam vrea să fac 25. Știu că s-a dat eșarfă Chou goală de 25%
la 115 ani, deci ar fi foarte bine dacă am reușit să o facem. 5 ani, cred că este suficient. N-am mai dat în eșarfe până acum. Mă mir totuși că a mers de 23. Putea să meargă de 25 din prima. Sper din suflet, fraților, să nu meargă de 24. Spicy King. Unde e shop-ul ăsta? Mă, ia să-l vedem. Nu cred că e pe, nu cred că e pe aproape. Ba da, uite-l. Bun, ca să-i luăm eșarfele care au mai rămas aici. Ia uite ce ani plus 7. Mai și arătăm iteme pe aici. Uite, eșarfă high, eșarfă U. Astea sunt eșarfe rare. Bun, 316 milioane rămași. Deci se pare că nu mai avem Yang în momentul de față. O să ne uităm și la arcuri. Și aștept și părerile voastre în comentarii, fraților. Din punctul meu de vedere, v-am zis, este una dintre cele mai frumoase eșarfe. Dacă nu chiar cea mai frumoasă și se potrivește foarte bine. Mi-am cumpărat și o nouă armură pe care i-am pus armura ambuscată plus 9. Și acum să vedem dacă avem vreo șansă să o facem de 25%. Ne-a zis baba că avem ceva noroc. Și ăstea ar fi 9 eșarfe mai avem. Combinație. Haide măi. 23. Mamă, ce era să fac? Combinație. Mamă, ce era să fac? 25%! Bine, mă, băiatule! Bine, mă, bine! N-ai, mă, cum! Stai așa, că voiam aici să-i arăt lui Epicu. Epicule! Așa. Ce? Epicule. Nu joc. Nu am cash. Nu am cash. Am dat-o. Unde e ăsta, mă, frate? Stai puțin. Da, nu știu. Ideea e că am reușit să facem eșarfă de 25%. Super, super bine. Deci, chiar nu-mi vine să cred, băieți. Ok. Putem să punem eșarfa noastră de 24, 70 de uni și ăstea să lăsăm la 3,25. Cred că e ok, de plus. Deci cam din 100 de uni, fraților, am reușit să facem. Și toate astea sunt de 19%, ok. Am nevoie de cash. Ok. De 70 de uni, mi se pare un preț bun. Le las aici momentan. Le las aici. Băi, nu-mi vine să cred, băieți. Am reușit să facem eșarfă show de 25%. Super, super bine. Hai să ne uităm la o eșarfă de 25%. Să vedem ce preț are. Costume, eșarfe. Nu MD-uri. Da. Alk este și membru la noi pe canal. Cum se numește? Alk este și membru la noi pe canal, fraților, și membrii, cum să nu îi ajutăm. By the way, puteți să luați și voi membru. Este tankul, să niciodată nu obosesc. Și mai bun 5 lei investiți în viață. Și noi facem content non-stop pentru voi. Ce zici? Așa, bun. Hai să ne uităm aici la ce ar fi. Ninja, arcuri, dăm la cele mai scumpe arcuri, de fapt, cianit plus 9, arc cianit plus 9, 120 de ani, da, praf,
Bă, fraților, fără niciun mișto, nu vi se par și vouă arcurile astea praf? Uite, ăsta e frumos, într-adevăr, dar ăsta la 120 de ori nu și are sensul. Hai să-l ajutăm și pe Alca acum. Ia uite, frumos, daune, metine, semi, dublu semi, dex, int. Mamă, ce frumoase. O, e foarte, foarte frumoasă e șarfa asta, fraților. N-are nimeni să zică. Hai, dă-mi armura aia. Ia, tichet. Tichet de resetare. Asta e? Aoleu, nu cred că era asta, mă. Bă, nu se numește inversare. Unde e? La rafinare? Stați așa puțin, băieți, că nu știm exact pe unde e. A, inversează transformarea. Inversarea transformarea nu contează acum. Gata. Am luat-o. Bun. Am luat-o. Inversarea transformarea. Hai, dă-mi încoace armura Hulk. Nu. Ok, hai, dă-mi încoace. Inversează transformarea, eu luăm, gata, ok, odată. Nu e nevoie, bro. Câte mai ai nevoie? Mai am 40 de MD-uri. Am luat și unul din greșeală. Ce să facem acum? N-am știut. Hai că mai luăm încă unul. Inversează transformarea, ok. Lasă, bro, că și tu ai fost aici pentru noi. Uite, plasul zodiac. Ai fost aici pentru noi, ești membru pe canal cum și 9 MD-uri acolo. Te-am pupat, bro. Bun, fraților, cam atât și cu clipul de azi. Eu am fost Taker și pe data viitoare noi să ne auzim cu bine. V-am pupat! Ceau!